Hei, cine e frumoasă? Cine e frumoasă? Vii? Cine e frumoasă? Natalia, unde am plecat noi? La Pepco și la Sensei, la mall. Ne-am îmbrăcat bine și am plecat. Ne-am îmbrăcat frumos. Poc, am plecat. Sunt în DME și la Persil am un cupon de 30% reducere la orice produs. Și văd că ăsta are 17 capsule, 25 de lei, asta ar însemna să dau 17 lei cu reducerea cu tot. Ăsta e 30, dar sunt doar 13 și știu care e faza. Îl iau pe acesta, sunt mai multe capsule și pentru rufe colorate, Deep Clean. Mie îmi place, am mai folosit aia, e cafeaua mea. Aici am detergentul, ia uite, ia altul lichid. Uite, și pe ăsta e reducerea. Cu aplicația de meul meu și tot cu aplicația am la Sanosan orice produs de bebeluși, tot 30% reducere. Nu, 12, asta dau 24 pe la 17. S-a fost așa, mă rog, uite, pentru bebeluși, 80 de lei, vezi? Mama, 5-6 de lei cam așa aș da, ar fi un preț foarte bun pentru 3 litri 600. Eu dau-mi plac mai mult capsulele, că pun repede pe poc și ale pentru bebeluci. Și tu folosești Lovela. Așa? Nu schimbăm momentan. Luăm doar alea. Este foarte frumos afară. Vremea răcoroasă. Super. Și mergem pe jos în Pepco. Pe jos? Cum se zice? Mersul pe jos face piciorul frumos. Nu că n-aș avea deja. Da, zic și eu. Poc, poc. Hai să vedem, am primit un mail că am ridicat cu succes coletul. Dar l-am ridicat și m-am întâlnit cu soțul, l-am dat. Am avut un colet de luat de la Yves Rocher. Și pe bebelina ta, care nu vrea să doarmă, să vedem cum ne descurcăm cu ea. Dar da, nu cred că o să fie agitată. De obicei îi place să mergem așa distanță mai lungă. Să mai avem cam un kilometru de mers. Am ajuns într-un final și la Pepco. Trebuia să ajung pentru că am nevoie de câteva lucruri. Am văzut niște traininguri atât de frumoase. Eu am așa din acest model și sunt foarte confortabile. Îmi place mult culoarea asta khaki. Mi-aș cumpăra, să vedem. Mi-ar plăcea să găsesc un roze moviu. Cumva între, văd că nu este.
o combinație între roz și mov, dar prețurile sunt ok. Am văzut și pe un bleu, un eucalipt și mai avea și un verde mentă pe care eu îl am. Mergem mai departe, hai să ne plimbăm așa prin Pepco, șlap de casă, pufoși, frumoși, tot felul de lucrușoare utile sau care ne fac viața un pic mai ușoară. Am nevoie de niște prosoape, așa că voi căuta pe aici, prin zona asta de bucătărie, prosoape și da, mă uit să văd ce găsesc interesant și util pentru mine și dacă găsesc ceva, cumpăr. La Căni, în special aici, am vrut să găsesc ceva super atractiv, frumos. Nu prea am găsit nimic. Mi-a plăcut cana aceasta, dar în rest, da, sunt frumoase. Căutam ceva de toamnă, nu am găsit. Mă mir că nu au băgat la Pepco căni de toamnă. O să încercăm în Sinsei să vedem acolo ce și cum. Mi-au atras atenția câteva și chiar și de aici, dar am asemănătoare și acasă și zic să nu cumpăr, să lăsăm pe altă dată, poate mai încolo bag ceva și de toamnă, poate de iarnă, o să vedem. Merg și pe la lumânări, chiar sunt curioasă dacă au lumânări ca anii trecuți din acelea cu 20 de lei. Am luat o cutie din aceasta de depozitare, nu e foarte mare, dar mă bucur că le-au mai avut pe stoc aici în magazin, pentru că eu pun hainele bebelinei și le depozitez. Am încă două asemenea acasă, dar sunt pline vârf și mai aveam nevoie de una. Aș putea să cumpăr două, da, hai să mergem doar pe una și vedem pe viitor pe unde o să le mai depozitez. Cele care s-au păstrat frumos, bineînțeles, cele care s-au rupt, s-au murdărit prea tare, le-am și aruncat deja. Am observat și un ceainic destul de fragil, iar lumânarea asta atât de bine miroase, o recomand. Mie mi-a plăcut mult cum se simțea în ambalaj. Mai sunt și câteva așa gen aromaterapie și să știți că acestea din Pepco nu parfumează o cameră întreagă mare sau toată casa în niciun caz, dar pentru ambient, pentru o seară mai cozy, merg și sunt bune și astea. În Sinsei am găsit niște trenciuri foarte faine, vi le arăt imediat. Mi-a plăcut cămășuța aceasta, bluzele astea gen ca acelea din H&M pe care le am eu. Acestea sunt cele două trenciuri care mi-au atras atenția, dar sincer mai pun 100 de lei și iau ceva un pic mai pe placul meu. Bluzița asta mi-a plăcut într-adevăr.
Nu știu să zic dacă e preț mare sau nu pentru Sinsay Sinsay. Cred că e cam mare, sincer. 65-80 de lei, 140 de lei la trenciuri. Nu știu, nu știu. Să-mi spuneți voi dacă sunt prețurile de așa măsură de magazinul acesta. Da, hainele sunt ok. Cred că același tip și calitate ca în Pepco. Nu știu să zic dacă un pic mai bune. La fetițe am văzut niște rochițe interesante. Ah, am văzut și geluri de duș. N-am știut că au așa ceva, dar par așa atractive pentru fetițe. Creme de mâini, nu mai zic, machiaje, parfumuri, spray-uri. No, nu luăm. Nu luăm nimic, pentru că eu chiar vreau să mai folosesc din stocul pe care l-am. Ce să mai cumpăr eu din Sinsay o chestie asta? Nu, niciun caz. Avem și seturi așa la lenjerie intimă, colorate, negre, crem, cum dorim. Frumoase, lucruri frumoase. Poate că sunt multe de o calitate mai mică, dar și prețurile la astfel de lucruri nu sunt mari. Lumânărele și aici. Am găsit niște perini foarte frumoase și cu un imprimeu atât de deosebit, cu bufnițe, animăluțe, iar plăcea Nataliei asemenea perinițe și la căni. Mi se pare că stau mai bine la căni, pe partea de căni. Am văzut și acest model de dovlecel, dar alb, doar că toate cănile aveau un defect, câte un defect. Plus, nu îmi place tipul de mâner. Nu îmi place pentru că atunci când încălzești la microunde, te arde mânerul. Dar asta pe verde mentă, verde pastel, ce frumoasă e și are așa o deschizătură largă. Îmi place, am și cumpărat-o. Mai departe, ați văzut din colecția lor de toamnă ce este. Am încercat să filmez ce era mai important, ce mi s-a părut mie mai atractiv. Perna asta mi-a plăcut foarte mult și setul acesta de 4 lingurițe. Foarte tare îmi place, cu acei corni de cerb foarte faini. Paharele astea holografice, dar nu o să cumpăr pentru că momentan avem de gând să facem alte lucruri până să cumpărăm veselă mai multă și paharele astea mi-au atras atenția de un verde frumos așa. Merg până la MAC. Ne auzim acasă probabil pentru că am să vă arăt o grămadă de cumpărături. Hai să ne schimbăm. Natalia? Natalia? Bună!
Bună, bună, dragile mele, dragilor și dragile mele. Am ajuns acasă, pe Natalia am schimbat-o deja, am dat să și mănânce. Eu nu m-am mai schimbat. Dar am băut două pahare de apă și Natalia a mâncat. Uite că poate să ridice cutia de la Pepco. Am mâncat foarte bine, vreau să mă fac o cremă de mâini. Crema asta de mâini de la Oriflame, afternoon tea cu ceai alb. Nu, ia-o tu dacă vrei tu neapărat. Hai să ne dăm cu cremă totuși. Că îmi simt mâinile foarte uscate. Ia, e un pic răcoare afară, dar pentru mine e temperatura perfectă. Foarte fain. Hai să vedem ce cumpărături am făcut din oraș, ce colete mi-au mai ajuns. Am fost și prin Lidl zilele trecute în DM. Soțul a fost în Dr. Max, mi-au trebuit câteva lucruri pentru casă și vreau să vi le arăt și vouă. Uite ce îmi pocnesc eu degetele. Așa, hai să vedem cu ce să începem. Pe farmacia Dav am pus o comandă de Aptamil și Pampers. Așa arată pachetul, am pus două. Uite, una e aici, un pachet și doi. Ia și pe asta. Așa, bravo. Și două pachete de Aptamil pentru junior, un an plus. Noi ne-am descurcat super bine cu Aptamil. Ăsta este și al doilea pachet. O să-l pun un pic mai încolo. Norocul nostru e că-i sigilate și nu le poate deschide. Așa. Ce am mai cumpărat? Na, ia de aici. Uite, mi-au băgat și crema. Am fost pe la Lidl și mi-am cumpărat eu doar acest pachet mare de cotonete, de dischete de machiante, de la Cien, 3,59 lei, parcă ceva de genul. Sunt și foarte multe și mie mi se par bune, rotunde, așa își fac treaba. Am mai luat și aceste scutece, tip chiloței, de la Lupilu, au fost 24-25 de lei. Și sunt 22 de bucăți, dar nu ne plac. Scutecele de la Lupilu nu ne plac, doar că nu ne-au ajuns încă cele de pe EMAG. Am comandat de la Puffis. Și pentru că am rămas fără, am cumpărat ceva rapid din apropiere, din Lidl. Acum abia așteptam să le terminăm pentru că nu. Iese foarte repede pe lângă. Că tot ziceam de scutece. Wow! Mamă, cât e! Ioi, dar tare greu. Am avut o ofertă foarte bună. 100... Ai grijă numai să nu cazi. 138 de bucăți la 140 de lei. Nu am plătit transport. Wow! I-am crezut că e un pachet mare, dar nu. Sunt 3 pachete a câte... 46 de bucăți. Mamă, mamă. Ior. Așa. Wow. Uite-te aici. Și o să-i ajungă ceva. Sunt din asta tip... Iată-te la ele și vezi ce faci cu ele. Puffis Sensitive. Noi am avut o colaborare cu ei. Le-am primit pentru a le încerca și pentru a face material de promovare, dar mi-au plăcut foarte mult și soțului i-a plăcut, a văzut diferența enormă. Și acum, dacă tot am avut oferta 140 de lei, 138 de bucăți, adică un leu și un pic bucata de scutec, mai ales că sunt atât de bune, am zis să profităm de ocazie. Și pentru că am fost pe la Lidl, am avut lângă mine și Easybox Lidl și Easybox Kaufland și am ridicat un colet Yves Rocher și o carte care a venit la Easybox-ul de la Lidl, Yves Rocher-ul la Kaufland. Sărbătoarea corturilor. Este vorba de niște oameni care nu își găsesc împlinirea în religia pe care o au și caut adevărul de la religie la religie, de la cult religios la cult religios. Cred că povestirea se bazează în cele din urmă asupra unor trei conducători și reprezentanți ai grupului despre care e vorba aici. Abia aștept să o citesc, nu știu cât e de bună cartea. Ideea este că nu găsesc adevărul absolut în nicio religie, trec de la una la alta, până la urmă și la iudaism, la adventism, la o grămadă de alte culturi religioase și chiar sunt curioasă care e finalul lor, finalul povestirilor fiecăruia dintre ei.
Am zis că am fost la Easybox, la Kaufland și am ridicat un colet, deja am desfăcut, să văd dacă e tot ce trebuie, de la Yves Rocher. Am factura, am plătit 100 și ceva de lei, cam 110 pe aceste produse și sunt multicele. Avem aici șampon, apă micelară, am luat-o, nu am mai avut nevoie de ea, dar am luat-o pentru că a venit cu o surpriză inclusă și am zis să vedem ce e surpriza și a fost și destul de ieftină apa asta micelară, care mie îmi place, 21 de lei, iar surpriza inclusă văd că e un body lotion mic de corp, 50 de mililitri. Deci la cumpărarea acestei ape micelare am avut surpriza asta. Și când mai am așa din catalogele personalizate pe care le primesc eu acasă, când mai am câte un produs plus o surpriză pe care n-o cunosc, n-o știu, să știți că pun pe comandă, pentru că îmi place să încerc să testez în mini size-uri sau chiar și în full size mai vin unele chestii, dar numai bine nu mai plătesc pe surpriză și am și ocazia să testez. Deci 21 de lei. Deci la coletul a fost totuși mai mult, 120, cam așa. Am luat la 30 de lei aceste două ape dizolvante pentru unghi. Cred că conține acetonă, nu mai știu. De 100 de mililitri fiecare, așa, dizolvante îmbogățit cu ulei de migdale. Și este inflamabil. 30 de lei, 15 lei bucata, foarte faine. Mai am acum din celălalt pe care îl folosesc tot de la ei. Așa, și pentru că... Unde ești tu? Pentru că... Da, Natalia mi-a făcut aici niște chestii. Pentru că încep să folosesc acum șampoanele. Șamponul lor de păr și balsamul pentru păr vopsit. Așa se prezintă. Le am de data trecută, deci nu sunt de acum din colet. Am zis că oricum se termină repede și ca să am înlocuitor, l-am luat pe acesta. Am crezut că e la fel, dar nu este la fel. Și este șampon iluminator violet cu oțet de zmeură. Sper să nu facă părul violet. Vai, ce bine miroase a zmeură, vai! Super! Și ăsta l-am cumpărat separat și mi-am dat comanda și de un balsam de păr cu, oare cu ce, cu lapte de castane bio. Și mi-am zis așa, ok, le iau în variante separate și data viitoare, când o să mai pun comandă, o să iau balsamul de la acesta și șamponul de la acesta. Acum, pur și simplu, am vrut să le încerc, să le testez pe ambele și pentru că oricum le am pe astea în folosință, până ajung să le folosesc pe celelalte, cine știe, poate mai pun o comandă. Că văd că am primit în continuare un... catalog de la ei, să vedem ce și cum. La o comandă minimă de 69 de lei pot să-mi aleg din catalog un produs pe care mi-l doresc eu, cu excepția seturilor. Da. Și la această comandă mi-am comandat parfumul Mon Rouge Bloom in Love, varianta de 30 de ml. Nu se simte prin pulverizator, o să-l încerc un pic mai târziu. L-am primit gratis. Deci ăsta și loțiunea aia de corp micuțică sunt gratis la comandă. Uite, astea două. Ce drăguț arată, ca Natalia, așa micuță. Dai grijă să nu dai pe jos, bine? Uite-mă că mai am ceva de la Dr. Max, am uitat. Am primit un kit de testare gratuit de la La Roche-Posay. Eu am mai tot primit de la ei. Și acum văd că am primit și la comandă. În fine, sunt niște mini size-uri. Și abia aștept să le încerc și pe acestea. Cred că e pentru piele, hai să vedem, uscată și sensibilă. În unele zone ale feței am pielea uscată. Hai să vedem ce am primit. Un SPF, ce bine! Nu l-am mai testat din câte mi-am amintesc până acum și mă bucur foarte mult pentru că am ultimul SPF în folosință. O cremă Tolerian Sensitive și apă micelară pe care eu am mai avut-o. Ce faine sunt mini size-urile astea. Soțul a fost în Dr. Max. A cumpărat pentru Natalia o periuță de dinți, am zis eu să cumpere. E de la 0 la 3 ani, așa arată, de la Oral-B. A cumpărat și un Bepanthen unguent de 30 de grame. Trebuie să punem comandă pentru ea, că îi se termină
de la Sanu San ce a avut și nu am găsit în magazin. Și un pachet de șervețele de la Huggies. Deci eu am luat de la Pampers, el a luat de la Huggies. Aș fi vrut să le iau de la Puffies, dar pe Emag se găseau doar la Bucks de 12 și am zis că nu e prea mult. Mai am aici de la Pepco și Sinsec câteva cumpărături și de la DM, că tot am intrat în DM, vreau să vă arăt ce am luat, doar două lucruri foarte fine la reducere. Aveam nevoie și de gel de duș și de persil detergent, pentru că am în folosință ultima cutie de capsule de la persil. Așa că nu abia a venit cuponul acesta chiar acum și am dat în total pe 17 bucăți 17 lei și câțiva bani. Și sunt pentru haine colorate și un gel de duș Sano Sano, am vrut neapărat să-l iau pentru că e pentru piele mai sensibilă și acum am ceva de la Lupilu, dar nu pentru atunci când face trebușoara mare. Doamne, deci ăla de la Lupilu, nu, o să trec la Sano Sano și restul zilei o să-l folosesc și pe acela, că nu-l arunc, vă dați seama, își face treaba bine, dar pentru când face trebușoarea mare, nu, nici nu se pune problema, nu face așa de bine spumă, nu, mai bine folosesc oricum ceva mai de încredere și pentru piele un pic mai sensibile. Eu mă tot uit după Natalia, că se plimbă cu lucrurile de aici, de la mine, prin toată casa. Mei, dar înainte de a trece la Pepco și Sinsei, hai să vă arăt ce mi-am luat pentru mine. Este luna octombrie, o nouă lună, așa că mi-am propus într-un anumit buget să mai îmi cumpăr lucruri pentru mine și am recurs de data asta la un sacou pe bej, frumos, rău de tot, de la Zara, mărimea S, nu m-am putut abține să iau M-ul sau așa, mi-am luat tot S-ul, dar să știți că îmi vine, este cu această curea maro și e chiar frumos, îmi place foarte mult căptușeala așa albăstruie cum vine, dar într-adevăr, în acest moment, chiar în momentul acesta ar fi trebuit să iau un M, dar am vrut neapărat să-mi iau S ca să îmi propun și mai bine și mai mult să slăbesc. Știți, v-am spus că am pus pe mine vreo 6 kg, 7, vreau să le dau jos. Am dat jos 1 kg 700 până acum în 2 săptămâni. Știu că a fost cea mai ușoară parte, că e reținerea de apă și așa mai departe, dar încă n-am început fitness-ul, o să încep și cu siguranță până în decembrie, ianuarie o să fiu ca înainte prin iunie, aprilie, mai, iunie. Și nu vreau să mă opresc la 7 kg, vreau să mă duc până la 8-9. Așa se prezintă în acest moment, nu o să-i fac un try-on, poate pe data viitoare. Îmi vine și cureaua, el nu e foarte strâmb. Deci că-l pot închide, dar se face aici cute și nu este ok. Vă dați seama, așa că îl voi purta fără curea și simplu, pentru că se poate super, ok? Și ați văzut și tenisii aceia albi. Mi-am luat de la fata de la care iau eu de obicei lucruri super faine. Hai să facem un focus. Mi-am luat Converse aceștia. Astăzi, când m-am dus prin Pepco și m-ați văzut un pic, foarte puțin, cu ce m-am îmbrăcat și încălțat, am avut la mine, pe mine, tenisii de la Levi's. Într-adevăr, și aceia sunt foarte comozi, foarte faini, dar să știți, când i-am cumpărat pe aceștia și au ajuns, Doamne, deci sunt de 3 ori, cred că, mai comozi decât aceia. De ce? Pentru că sunt un pic mai groși. Ăia de la Levi's au textilul ăsta un pic mai gros și sunt mai fixi pe picior. Și ăștia, în momentul când i-am pus pe mine și m-am plimbat prin casă, că au venit ieri, Doamne, cât de comozi, să abia aștept să-i port și pe afară. Și albul aceștia la tenis, la încălțăminte în general, iese foarte bine în evidență. Și oferă așa o notă de eleganță, dar în același timp casual, cumva, Doamne, fain, foarte fain. Ați văzut că și aceia de la Levi's îmi stau bine și ăștia chiar abia aștept să-i folosesc, sunt noi, i-am cumpărat de la fata de la care tot cumpăr eu, în cazul în care sunteți curioase, scrieți pe Instagram, am mare încredere în ea, are ceva magazinaș fata asta și când aduce lucrurile, probabil că le ia de la outlet-uri sau de la depozit și ea vinde foarte ieftin ceea ce aduce. Acestea fiind spuse, hai să trecem mai departe, până nu se satură Natalia de joacă. Și hai să vedem ce am luat din Pepco. În Pepco am plătit doar 45 de lei. Avem aici o grămadă de bonuri. Am luat un castronaș pentru că îmi fac uneori seara, cum mi-i zice, salată. Cu verdețuri, cu buruieni
cu plante, frunzăraie și legume, roșii, castraveți, ceapă. Mi-ar fi plăcut să iau un castronaș mai mare, pentru că sunt zile în care nu apuc să mănânc la orele care trebuie, pentru că ori stau cu Natalia, ori dorm cu ea împreună sau stau cu ea în pat pentru că se trezește fără să mă lase să fac nimic. Sau nu apuc să fac o mâncare ca lumea și atunci, seara, ca să nu mai mănânc prostii, să nu fac prăjeli rapide ceva, îmi fac salată. Și mi s-a întâmplat și mi-am făcut un pic, o porție mai mare, o porție și jumătate de salată și pun un pic mai multe frunzăraie. Nu neapărat legume, cum ar fi roșii, castraveți, pun mai multe frunzăraie, un salată mix. Și se umple tot castronul. Și pentru că n-am avut ceva un pic mai mare, l-am cumpărat acum pe acesta 10 lei din Pepco. E așa un metal, o tablă, un aluminiu. Dar v-am spus, aș fi vrut să găsesc și mai mare, dar eu zic că ăsta e, o să vedem, o să vedem cum se prezintă. Bye bye. Natalia. Natalia. Uite, 10 lei. Și poate că în acesta voi face și alte chestii, maioneze, spre exemplu. Am zis să nu cumpăr separat. Da. Am găsit 3 prosoape de bucătărie superbe la 10 lei. Mi-aduc aminte că așa erau și pe prosop ar veni 3,34 lei. Și mi-au plăcut foarte mult modelele, culoarea. Unul este simplu, așa, cu striații. Ăsta la alt este cu aceste carouri verzui și albe și acesta este cu măsline, mi se pare, frunze. Cred că zic bine, măsline, nu? Dar arată super. Și o să-l duc așa în bucătărie, nu o să le desfac încă, pentru că vreau să văd ce arunc în acest moment, că mi s-au mai pătat foarte multe prosoape. Și am luat și o cutie de depozitare, unde îi voi pune hainele pe care le-am scos și le-am pus la ea pe scaun. Numai bine mai trebuie să mai scot 2 perechi de pantaloni, numai bine va fi aici încă o cutie disponibilă. Și nu am găsit cutie pentru jucării, pentru că mi-ar fi trebuit ceva mai mare, ceva mai țeapăn, ca ea când se ridică pe cutie să nu se strice și nu am găsit nici în Pepco, nici în Sinsay. Poate să pun o comandă de pe Temu, o vedem. Iar aici, așa, Natalia, să vedem ce a făcut. Avem niște lucruri faine din Sinsay. Mai nu am venit cu mâna goală. Și se pare că am avut baftă, ca să zic așa, la acest magazin. Pentru că de obicei nu intram în acest magazin, nu aveam ce să fac. Dar acum, dacă tot am văzut acest set de chiloței, am zis că iau mărimea M, sunt 7. I-am mai folosit de la ei, am mai avut tot așa cu bandă, doar că mai mare aici, o bandă de elastic mai mare și au fost super bun. Și am avut și ceva cu danteluță, nu au fost așa de bun, s-a destrămat ușor danteluța. Sunt curioasă cum sunt aceștia. Model comod, uite, am luat tot, ăștia cât au fost, ia zi-mi tu. Au costat 40 de lei toate 7 perechi. Și mi-am cumpărat un set de pahare. Aș fi vrut să fie 6 pahare în set, dar sunt numai 4 și n-am cumpărat 2 seturi ca să am 8, am zis că las chestii ok. Dar înainte de a vă arăta paharele, vreau să vă arăt o cană care a fost 10 lei pe această culoare care mi-e place foarte mult. E un verde și e măricică ca așa. Am văzut mai multe căni, dar am văzut și cu toarță din asta, dintr-un fel de material care atunci când bagi la microunde să încălzești apă, lapte sau ceva, se înfierbântă cana și te frige, dar asta nu are acel tip de material pe mâner, pe toarță. Și îmi place că are striații în 3D, un pic. Stai, numai un pic să le arăt la oameni și după aia. Vedeți striațiile alea? Sunt super. Așa, niște onduleuri, ca să le zic așa. Și aici, cu 17 lei, ia să văd că nu mai știu, nu, cu 20 de lei am un set de 4 pahare, pentru că mi s-au mai spart pahare. Wow, ce faine sunt! Wow! Am văzut și pahare din alea super faine cu model holografic, dar nu am cumpărat pentru că momentan nu am unde să țin prea multe chestii, pentru că nu e atât de utilă acum mobila asta din bucătărie. Și uite, aici sunt și paharele. Uite, așa arată unul. Eu zic că are un 200 de mililitri. O să le spăl și o să le punem în folosință. Gata. Acestea fiind spuse, lucrurile astea le-am cumpărat zilele astea.
comandele de la Yves Rocher, pentru că n-am mai făcut de mult și am vrut să am pe stoc șampon de la ei. Ce am mai avut nevoie? Scutecele, castronel, pahare, pentru că mi s-au mai spart unele. De asta am avut mare nevoie și am tot spus că merg după ea, dar nu a mers. De persil, pentru că mi se termină ultimul pachet pe care l-am până acum. Toate lucrurile pe care le vedeți aici, cam de toate am avut nevoie, în afară de Converse ăștia, pentru că ați văzut că am asemănător de la Levi's, dar nu, am vrut să iau. Ca să mă bucur o dată pe lună cu ceva și pentru mine. Și cana aia cu verde pastel este tot pentru mine. Deci Natalia face aici... Hai să vă arăt un cadru înainte de a încheia. Așa, să nu ziceți că eu doar zic și nu e adevărat. Mi umblă la toate lucrurile și i-am mai luat așa, de exemplu, parfumul ca să nu îl spargă. Cana eu iau acum ca să nu o spargă. Ați văzut că paharele nu i le-am dat. Le-am pus aici tot din același motiv. Mi-a desfăcut tot ce a putut desface. Dar nu e nicio problemă. Uite, ăsta să-l iau de aici să nu mi-l strice. La fel și... sacoul, vreau să-l duc neapărat de aici. În rest, se poate juca cu cei pe aici, că nu se distruge nimic. Cartea e sigilată bine, nu se poate să o desfacă. În timp ce eu fac câte un pic de curat, ei pe ea o las să se mai joace. Uite, și pe aici trebuie să fac. Na, eu ați văzut că am avut lucrurile bine puse și frumos aici pe dulap, dar mie îmi place să o las pe Natalia să... testeze, să încerce, să se uite să, ce poate să rupă și are voie să rupă, cum ar fi cărticica aia, da, lasă, uite, la stativ nu vreau să o las, la ce poate să umble, o las, la ce nu, acolo e altă treabă. Da, în rest nu mă supără, chiar și cu papucii s-a jucat când am ajuns acum acasă, s-a jucat nu cu ăștia, cu cei din hol, când i-am descălțat, ea imediat a văzut, a tras de papuci, nu e atât de mult, un minut și pun înapoi pe toți, dar eu o las să se bucure și ea de lucrurile astea, de a pune mâna, a încerca, a vedea texturi, mirosuri, pe mine nu mă deranjează. Nici jucăriile când sunt peste tot prin aici, prin cameră, chiar nu mă deranjează. Uite, cutia aia vreau să o schimb. Nu am găsit încă ceva mai mare. Asta de la Yves Rocher Natalia mi-a dus-o. Aia, într-adevăr, eu am aruncat acolo ca să nu foșnească. Dar în rest, v-am spus, nu mă deranjează că umblă peste tot. Pe unde are voie. Bine, acestea fiind spuse, vă las aici și ne auzim pe data viitoare. Sperăm că acest clip va fi postat sâmbătă și noi ne auzim, Doamne ajută, pe marți. Vreau să reușesc să fac o zahuscă, dacă cumva reușesc, o să vedeți și rețeta pe care am ales-o. V-am pupat! Pa, pa! Pa, pa! Ciao, ciao!